înfricoșatul arhanghel Gabriel, când a primit în cer porunca de a veni să-i aducă Sfintei Fecioare această dumnezească solie, el însuși plin de adorație și de cutremur, când s-a arătat ei, s-a plecat, spunându-i, plecăciune ție, căreia ți s-a făcut un mare har. Domnul Dumnezeu și Hristos este cu tine, binecuvântată ești tu. În Luca, capitolul 1, versetul 26-28. Dar în noaptea asta toate par atât de naturale, atât de obișnuite, atât de firești. Și numai ochii îngerești pot să vadă că în copilașul acesta smerit și curat este Dumnezeu. Și în Maica aceasta smerită și curată este o ființă de o sfințenie mai presus ca cea a îngerilor, cu atât mai presus cu cât ea a fost aleasă pentru o slujbă mult mai presus decât a lor. De aceea arhanghelul mi s-a aplicat cu un sfânt respect și de aceea și noi trebuie să facem la fel, binecuvântându-o și numindu-o fericită pentru harul cel nespus de mare și unic pe care l-a primit ea de la Dumnezeu pentru noi și pentru mijlocul cel fericit care a fost ea pentru lucrarea Duhului Sfânt și întruparea Mântuitorului Hristos. Pentru că ea a fost unica ființă pământească în care s-a arătat în chip unic lucrarea Sfintei Trăimii, și lucrarea Tatălui, și lucrarea Fiului, și lucrarea Sfântului Duh. Și dintr-o lumină unică, și mintea noastră se limpezește până la înțelege și a cuprinde în mărginirea noastră toată taina nemărginită acestei dumnezeiești lucrări. Veniți să primim în sufletele noastre acest neprețuit dar al lui Dumnezeu, care ne este trimis nouă pe Fiul Său cel Sfânt, Mântuitorul și Domnul nostru. Păstorii cei simpli și de jos și magii cei bogați, învățați și de sus au înfățișat cele două margini, cele două extreme, între care se cuprinde toată omenirea. Haidem și noi, de la cei mai de jos și până la cei mai de sus, să ne aruncăm cu fețele la pământ înaintea minunii întrupării dumnezeiești și aducându-i lui Iisus, Domnul și Mântuitorul nostru, inima noastră ca darul cel mai bun, ca singurul dar care este cu adevărat de la noi și singurul cu adevărat cerut de Hristos de la noi, să primim fiecare din noi în parte și cu toții la un loc negrăitul și veșnicul dar al dragostei lui Dumnezeu, care ne aduce viața și slava veșnică prin Iisus Domnul nostru. O, ce cutremurător este acest moment și ce unic poate fi el pentru fiecare din noi și pentru tine. Și pentru tine, fratele meu, și pentru tine, sora mea, care auzi acest cuvânt acum și aceste veste minunate. Gândind adânc asupra tuturor acestor adevăruri, tu poți primi în clipa aceasta, odată cu primirea lui Hristos, să se nască și în inima ta o viață nouă. Poți primi renașterea ta și prin ea mântuirea adusă de Mântuitorul și slava adusă de Dumnezeul care vine pentru noi. Ce mare jertfă și ce negrăit preț de Dumnezeu pentru tine!
Ce har mare primesc cei care îl primesc pe Hristos și care se predau acum lui ca niște robi unui veșnic stăpân, ca niște fii unui veșnic părinte, ca o mireasă unui veșnic mire, ca niște moștenitori ai unui veșnic paradis. Dar și cu ce pedeapsă veșnică se învinovățesc acei care nici în fața este minunate, nici în această zi unică, nici în fața acestui cutremurător dar al lui Dumnezeu, nu vreau să primească inimile lor pe Hristos. Nu vreau să primească nici în acest prilej darul Mântuitor care li se învie, ci disprețuiesc și leapă de acest preț sfânt, acest preț cutremurător de mare, nesocotind jertfa răscumpărătoare și bajocorind sângele prin care pot fi răscumpărați. Mulți nesocotiți și ușoratici dintre oamenii din lume au spus și mai spun încă poate că nu poate fi o pedeapsă veșnică, un iad, o ghienă, un foc veșnic, fiindcă niciun păcat pe care l-ar putea face un om, zic ei, nu e atât de mare încât să merite o astfel de pedeapsă veșnică. Dar acești nesocotiți vorbesc nebunește, fiindcă nu-și dau seama că păcatul lepădării lui Hristos, păcatul lepădării darului cel veșnic, nigrăit de mare și de scump, care l-a costat atât de mult pe Dumnezeu, păcatul lepădării lui Hristos, păcatul bajocoririi darului cel veșnic și nigrăit de mare și de scump, adică lepădarea acestui har, păcatul pe care îl fac ei, acești oameni netrebnici, este un atât de uriaș păcat, încât nicio pedeapsă, cât de grea și de nesfârșit ar fi ea, nu e îndeajuns de mare pentru a ispăși această bajocorire a lui Dumnezeu, această călcare în picioarea sângelui lui Hristos, această disprețuire a dragostei cerești și a lucrării Duhului Sfânt. De la Ieslea minunată se desfac numai două drumuri. Din fața lui Hristos se pleacă numai în unul dintre cele două feluri, ori spre viața veșnică, ori spre osânda veșnică. Ori ca păstorii și magii care primindu-i pe Mântuitorul și împinindu-i pe lui, adică predându-se, au devenit niște eliberați ale Hristos și niște mântuiți ai lui, spre viața veșnică, ori ca Irod, care împotrivindu-se lui Dumnezeu, a devenit un rob al diavolului, o unealtă a lui, un ucigaș ca el, un condamnat la osânda și la pierzarea veșnică, ca și Satan. Dragă suflete care ascultă aceste adevăruri și care stai acum aici și tu, în fața Ieslei minunate, între ființele și lucrurile minunate care l-au primit și slăvit pe Hristos cu bucurie, ia bine seama și tu, căci și pentru tine prilejul acestei nașteri minunate poate fi unicul și ultimul în care mai poți primi adus ca pentru tine acest negrăit și strălucit dar al mântuirii, Iisus Hristos. Primește-L și tu acum în inima ta pe Domnul Iisus, ca să fie El și pentru tine marele tău Dumnezeu și Mântuitor, începând de azi și pe vecii vecilor. Dacă vei face astfel, El, pruncul sfânt din Iestea Betleemului, Iisus Hristos, care este Dumnezeul veșnic, te va preface prin nașterea din nou și pe tine, un prunc sfânt, nou născut din Dumnezeu și pentru Dumnezeu, la o viață și strălucire veșnică. Dar dacă îl vei respinge, rămânând și pe mai departe în nepăsarea necredinței tale
slujitor al păcatului și trăitor pentru jumătatea inferioară a ființei tale trupești, pentru stomacul și pentru putrejunea lui, tu vei continua să disprețuiești darul cel mare al Harului Ceresc. Vei continua să fii robul poftilor păcătoase și vei continua să alergi nebunește spre locul întunericului și a chinului tău veșnic. În acel întuneric și chin, în care sigur vei ajunge pe totdeauna, împreună cu diavolul de care au ascultat toți cei care l-au lepădat și care l-au răstignit pe Hristos, ieri, azi și până la sfârșit. Dar ne rugăm lui Dumnezeu ca niciunul dintre noi să nu facă, să nu poată face astfel, să nu se poată lepăda de Hristos și să nu plece din fața Lui nemântuit. Căci toți avem un suflet și o veșnicie și nimeni altcineva și nimic altceva nu poate fi mântuită. Veșnicia și sufletul nostru pentru noi și pentru nimeni decât în Hristos Mântuitorul. Și poate că niciodată ocazia acestei mântuiri nu va mai veni pentru noi ca acum. Ca acum în clipa asta, când stăm aici, lângă Iesia minunată, adunată. Alegeți, deci, și tu, suflete iubit, calea și locul de acum spre veșnicie. Vino și tu cu noi pe urmele Domnului Iisus, spre viața și slava cea veșnică. Vino și primește-L și tu, ca noi, pe Iisus, Domnul și Mântuitorul tău. Vino, închină-te și tu și predă-te Lui ca un răscumpărat și ca un rob ascultător până la moarte al cuvântului și voii sale. Vino și vei vedea ce minunat este să-i cânti și tu și să-i slujești lui Iisus cu îngerii și cu oamenii bineplăcuți Lui. Vino că din viața aceasta fericită cu Iisus, vei trece pe neașteptat în veșnicia fericită cu El, acolo în ceruri. Și abia atunci îți vei da seama ce mare har a fost darul jertfei și dragostei lui Dumnezeu, întrupate pentru noi în Iisus Hristos, Fiul lui Sfânt și Mântuitorul nostru, Cel prea dulce și bun, și ce mare har a fost că Tu l-ai primit, și că Tu te-ai născut din nou acum, ascultând. Vino și după ce ai aflat această strălucită mântuire a lui Hristos și după ce ai primit acest veșnic dar mântuitor, cheamă mereu, cheamă neîncetat și mai ajută și pe alții să iasă din întuneric la lumina lui cea minunată și să scape de sub puterea diavolului la Dumnezeu. Atunci nașterea lui Hristos îți va fi cu adevărat și ție de folos, ție și altora. Atunci Iisus Mântuitorul Lumii va deveni și Mântuitorul tău, iar cerul te va înfia și te va primi și pe tine în curând slava lui cea veșnică.